Găgăuzia a editat în premieră Atlasul Autonomiei. Pe site-ul executivului Găgăuziei se anunță că în zilele următoare tirajul va fi adus la Comrat, unde lucrarea va fi lansată pe 9 august. O jumătate din tirajul de 1000 de exemplare va fi distribuit instituțiilor de învățământ și bibliotecelor. Elevii Găgăuzi vor beneficia și de varianta electronică a Atlasului. Bașcanul Regiunii, Mihail Formuzal, a menționat că Atlasul a fost elaborat timp de 2 ani și va fi prezentat la Congresul Mondial al Cartografilor Lumii. Este un document foarte serios. Intenționez să-l înmânez și prim-ministrul Republicii Moldova, a spus Formuzal.